Materialele sportive achiziționate prin Programul Național de Redresare și Reziliență au ajuns la Ghiroda. Astăzi, echipamentele destinate școlii gimnaziale Ghiroda și școlii primare Giarmatavi au fost livrate. Aceasta este o parte esențială din proiectul nostru de 1,4 milioane de lei, finanțat prin PNRR, care vizează modernizarea unităților de învățământ din comună, transmite primarul Ionuț Stănușoiu. Materialele sportive includ spaliere, bănci de gimnastică, trambuline, mese de tenis, table de șah, precum și echipamente pentru gimnastică, atletism și sporturi de echipă.